Acțiunea lui Artean, polivalentul Artean, mult mai eficient de când joacă Inter, centrare, un balon ca cel la Grameni, preluarea nu este foarte bună, dar Grameni înscrie, greșeala lui Pap. Pap este pe minge, dar nu reușește să o blocheze cum trebuie și Grameni înscrie al patrulea gol al său în acest sezon. 1-0 pentru Farul, minutul 11. A dat gol Grameni, deși nu a izbutit să preia cum trebuie. Asta este Eduard Pap. Un portar care, atunci când e în formă, poate să facă minuni, când nu, face asemenea greșeli. Sigur, burnițează la Constanța, balonul este umed. Dar aici ar fi trebuit să boxeze fără probleme. A avut mâna moale, cum spun portarii. 1-0 pentru Farul.